Salutare! Astăzi vreau să fac un videoclip cu toți iepurașii care mai am și probabil matca care o să-mi rămână pentru la anul. Să vadă Benny. El mi-a cerut să fac acest videoclip. Aceasta este o femeluță de neozelandez. E trecută de 4 luni. Nu le ieșim foarte mult afară că ninge așa cu ploaie. Speriat puțin, nu e nicio problemă. La fel o femeluță de neozelandez. O duc la loc, e agitată. Aici sus. A treia femeluță de neo. Am 5 în total. Asta e mai cu minte. Nu știu de ce s-a speriat cealaltă. Vedeți cât sunt de bine dezvoltați la 4 luni și cât sunt de curați. O pun și pe ea la loc. Ar fi fost bine să mai fie cineva să ne aducă iepuri. Aceasta este cea de-a patra. Tot femeluță de neu. Vedeți cât sunt de robuști. Și cât sunt de bine hrăniți. Aia, tot. O pun la loc și pe ea. O pun și pe cea de a cincea. Aia, tot. Asta este a cincea femeluță. Toate sunt tinere. 4 luni și ceva. Le țin pentru la anul. Am fost la piață cu iepuri și s-au vândut foarte bine și neozelandezii și uriașii. Aici am masculul. Masculul pentru cele 5 femeluțe. Este cumpărat de mine de vreo 2 luni bune. Un mascul foarte frumos, foarte reușit. El are 5 luni împlinite. Uitați-l cât este de frumos și de mare și de curat. Sper să facă treabă bună cu femeluțele. Îl pun și pe el la loc. Acum trebuie să mă apuc la uriaș. Nu știu cum o să-i prind. Aici începem cu masculul meu cel mai bătrân. Da? Ăsta este masculul cel mai bătrân dintre toți. El a trecut de 3 ani, dar mai poate monta un an doi liniștit. Vedeți ce poziție frumoasă are. Am terminat și cu năpârlile. Acum este curat. Ia uitați-l. Este un mascul deosebit. Are deja la activ câteva linii de pui. O să-l țin. Probabil până moare de bătrânețe. Am încercat să-l vând, dar mi-a părut rău. Îl pun la loc. Acum urmează o femeluță, a trecut și ea de un an, are o fătoare la activ, practic este o femeie tânără, foarte lungă, urechi foarte lungi, poziție foarte bună, ea mai năprălește încă, o lăsăm puțin să se ridice singură la poziție, să vedeți ce frumos se ridică. Foarte frumoasă femeie și bună mamă. Ia uitați-o.
Ia uitați ce frumos se așează. O pun și pe ea la loc. Așa. Acum. Hai la tata. Să vă arăt masculul de... A trecut de 6 luni. Face și el 7 luni. Este masculul achiziționat de mine, de pui. Foarte mâncăcios, foarte, foarte robust. Are o blană excelentă. Uitați-vă și dumneavoastră. Excelent stă în blană, excelent stă pe urechi, cap. Cred că dacă o să reușesc să mă înscriu la asociație, săptămâna aceasta mă întâlnesc cu președintele asociației. Și s-ar putea, m-aș duce cu el în expoziție, nu știu dacă este posibil. E un mascul cu totul și cu totul deosebit. Foarte mâncăcios. Foarte, foarte robust. Urechi lungi, lungi. Groase, bine acoperite în păr. Se ridică și el la o poziție foarte bună. Ia uitați-l. Un masculaj deosebit, tânăr. Are timp să se mai dezvolte. Sunt foarte mulțumit de el. Și sper să îl înlocuiască pe cel mai bătrân cu succes. Îl pun și pe el la loc. Nu-i țin prea mult în ploaie. Zăpadă ce-o fi asta. Să vă arăt și cealaltă femeie. Alea tata. Întotdeauna i-a fost feblețea mea. Din curte. Are și ea un an trecut și o fătoare la activ. Sunt mamele puiuților care urmează să vi arăt. Le știți, le-ați văzut de mici. Femele lungi, urechi lungi, cu poziții bune. Să sperăm că o să iasă niște pui deosebiți din ele și din masculul cel tânăr și celălalt mascul care o să vi-l arăt imediat. Mai năpârlește încă puțin. Uitați cât e de lungă. Ce frumos se ridică în poziție, singură. O femeie foarte, foarte frumoasă. De mică am ținut foarte mult la ea. O pun și pe ea la loc. Hai la tata. Să văd dacă reușește. Vreau și masculul. Vreau scaunul ăsta. Speria. Acest mascul este achiziționat tot așa de pui mic de mine, de la domnul Stănică de la Sibiu, iar părinții lui sunt campioni în străinătate, dintre cei mai cunoscuți crescători din lume, tatăl acestui mascul. Un mascul superb, cu niște urechi foarte lungi, a trecut de 9 luni acum, am împlinit 9 luni. N-a fost dat la montă, nici nu va fi dat la montă până în martie, să fac un an. Îl las să se dezvolte, pentru că este păcat de el să stric. Este un mascul cu totul și cu totul deosebit. Ia uitați-l. La fel și el are o blană super, super. Ia uite. Stă foarte bine, ca toate capitolele. E și mâncăcios, e și foarte greu. Nu l-am mai cântărit de curând, dar sunt sigur că are cel puțin 8,5 kg. Și la poziție se ridică. Îl pun, nu las foarte mult să ningă pe el. Și acum să vă arăt cele trei femeluțe de uriaș care le-am selectat pentru mine, pentru la anul. La fel am procedat și cu cele două mari, după cum știți, în primăvara. Le-am selectat și le-am grijit pentru mine. Asta ar fi una dintre ele.
are 2 luni și 3 săptămâni, se apropie de 3 luni. Este o femelă excepțională, cu urechi lungi, le ține foarte bine, este foarte mâncăcioasă și greuță. Sper să crească, să fie sănătoasă, are toate tratamentele făcute. Frații și surorile lor au fost vândute. Când am fost acum la piață, la un moment dat au început să certe oamenii pentru iepuri. Nu mai aveau cutii ce să le pună, care să vină primul. Să le scot și pe celelalte două. Am vândut 7 exemplare. Un preț puțin mai mic față de acasă, dar având în vedere că nu sunt piețar, nu prea merg în piețe, nu am fost decât de 2 ore anul ăsta. Ia uitați-l și pe celelalte două. Hai, ridică-te de acolo, am stat speriată. Sunt două femeluțe care promit foarte mult și ele. Ia uitați ce frumos se ridică. Urechile sunt destul de lungi la vârsta lor și ele fac 3 luni acum. Sunt născute cam una după alta. Sunt de parazitate, pestorin, absolut tot. Niște vitaminuțe. Ia uita ce frumos se ridică. O să fac o femeie excelentă din ea și din cealaltă. Și din cealaltă. Le pun acum la loc. Nu le mai țin că eu nin soare cu apă, așa cu ploaie. Cam atât mai am eu în gospodărie. Matca mea pentru lanul. Pentru cine dorește să încurajeze doi copilași tineri crescători de iepuri. Marin Matei e unul dintre ei. Așa are și numele canalului și celălalt iepuraș frumos. Cine dorește să vizioneze și canalele lor, să le dea câți un sfat. La urmă, cu toți am fost începători. Deci cam atât am vrut să vă arăt astăzi. Vă mulțumesc mult. Doamne ajută!